că m-au rugat. Nu știu, zic de sincron, da. Dani! Ești ok? Da. Ce? Marius! Două cuvinte, așa cum mi se pare, că nu găsim pe nimeni altcineva. Dar ce cum e toată întâmplarea asta? Cum ți se pare? Mi se pare o întâmplare care, adică, cum se supraviețuiești, nu-mi dau seama. Adică, na, uitați-vă și cum e mașina, pe bune. A ieșit viu, nici nu vine să crede. E de Fast and Furious, de-a dreptul? Na, dar uitați-vă că e ironic, că e stâlpul de viteză acolo, dacă vedeți. Care viteza dumneavoastră? Da, da, da. Cam ce trebuie pentru o cascadorie de asta pe lângă noroc? Trebuie să fii puțin prost și puțin tupeist, așa, nu știu cum să zic. Aș, nu știu cum ai face așa ceva intenționat, dar să scap și viu e pe bune ceva, un semn de sus de ceva. Cum te numești, rog? Indirim Alex. Mulțumesc frumos. Timul pe tine? Da, da. Uite, dânsul mai bine știe. Ce ați văzut? Ce știți? Păi m-au depășit partea, era pe banda, pe axa drumului, pe banda a doua, cum ar veni, și m-au depășit pe partea, pe banda a întâia, și au prins controlul volanul. Și s-a colat în dată. În casă. Au făcut stală. Venea tare? Foarte tare. Foarte tare venea. Deci l-am văzut din capăt, făcea soară, făcea iesuri, și când a ajuns la mine, să mă depășat din partea pe partea asta, deja era prea tare și n-am mai putut să-l deschid mașina, volanul, și am văzut că s-a dus. Și a revenit pe banda 1 și acolo s-a pierdut controlul. Da, exact. Și acum mașina mea e avariată și aia. Când s-a lovit de bolovan și s-a lovit, toate au văzut mașina. Acum să vedem, ce se face. Cum mi se pare că a scăpat fără nicio zgârietură? E un noroc mare, s-a născut a doua oară, așa se poate spune. Da, dar, nu știu, era nervos, era... L-am văzut foarte agitat la volan. Că din capăt l-am văzut, legeatorul l-am văzut. Avea viteză mare și din nefericire n-am mai putut să controleze volanul. Cum vă numiți, vă rugăm frumos? Cosmin. Mulțumim tare mult. Ne-ați spus așa? Fidabil, așa, înainte ce de față. Ce aș putea ceva? Să vă spun ceea ce am văzut?
În seara aceasta m-am crucit, pur și simplu. 22 de ani de șoferie, pot să zic că, exact cum a zis domn Cosmin, s-a născut a doua oară, dar ceea ce văd ca probe, sticla de șampanie lângă el, poate să zic așa că a avut noroc cu Bacchus. Sau acolo sus cineva, în partea cealaltă, îl iubește. Dar e un pericol public. Ca să iei tu patru mașini să depășești, să faci talon, aceștia eu îi numesc pericol public. Ceea ce pur și simplu ar trebui dat o lege în care acea persoană să nu mai aibă sau să posede permis niciodată. Dacă pune în pericol pe ceilalți. Just, bineînțeles, lucrul acesta e foarte, foarte grav și aleșii noștri sau cei care sunt ar trebui să gândească foarte bine că în trafic se poate afla familii, copii, în care, vă dați cu seama, o clipă de neatenție sau vor să se arete așa-i volanului, nu mai suntem în siguranță. Pentru ce? Toți circulăm, dar nu înseamnă că trebuie să te areți, că tu ești un fel de stăpân al soselelor. Uitați-vă pagubele, țevile de gaz, putea să fie explozie, o nenorocire. Pentru ce? Deci autoritățile ar trebui să ia în calcul, să ia niște măsuri și poate prin intermediul noastră să ia și alții aminte că așa ceva, noi toți care suntem opinia sau vedem în trafic să îi evităm, evităm pentru a ne salva viețile. Deci am ajuns pur și simplu să trăim teamă, teroare, pentru că uite, sunt unii care ia viața altuia fără niciun rost. Cum vă numiți, vă rog, frumos? Mă numesc Mezai Lucian. Sunt șofer de atâția ani și vă spun sincer, circul în fiecare seară pe aici, în controle, mă duc și vin noaptea și mai ales că aici este... Mașina, dumneavoastră. Da, da. Domnilor, mai în spate, bă. Astfel de știri. Că ne stresează, asta e problema. Strada asta e ceva dramatic în fiecare an. Cel puțin 2-3 accidente. Îți cade poarta, nu? Da. O buvuitură puternică, de stăteam în pat și s-a mișcat patul cu mine și am ieșit afară și am văzut poarta praf, mașina praf, am constatat ce se vede. Și tânărul era afară din mașină? Da, ieșise? Era afară din mașină. A avut ceva noroc? Foarte mare noroc. L-a iubit cineva acolo sus, clar. Da, așa e. N-are nicio zgârietură. O sperietură pe cinste, așa, de vineri seara. Da. Acum gazul vă e întrerupt? Da, întrerupt gazul, că avaria și țeava de gaz. Cum vă numiți, vă rog frumos? Ungureanu Maria. Ați apucat să vorbim? Care e mașina? Deci asta este mașina care am fost eu, am condus eu. Și eu când s-a băgat în bordurile ce a fost acolo, tot ce s-a ricoșat de sus, se venea, tot mașina mi-a venit tot. Ca o ploaie așa de gheață. Și cum se vede, uitați. Acolo, la rezervor, am văzut. Acum aștept să vedem ce se întâmplă, dar nu pot să las așa. Pentru ce? Pentru unul care merge cu viteză ca nebunul. Ce v-a zis? Era asigurat? N-am vorbit deloc cu dânsul. N-am vorbit pentru că am luat cu un agent. Am vorbit și am spus ce e vorba și am spus să stau aici și să vedem ce se întâmplă. Eu fărăs, trage. Da. Давай. Давай.